Salutare! Eu sunt Văru și acesta este un nou episod marca inspectorauto.ro. Cum în episodul anterior v-am prezentat acest Nissan Qashqai, astăzi vreau să vă prezint câteva lucruri care îmi plac și care nu îmi plac la mașină după ce am trăit cu ea câteva zile. Cum a fost să trăiesc cu ea câteva zile? Măi, hai că o să încep cu lucrurile bune. Surprinzător pentru mine, destul de plăcut impresionat de mașină. Și înainte, acum la început, vă rugăm să nu uitați. Dacă vă place clipul, dați-ne și nou un like, un share și un subscribe. Lăsați-ne un comentariu, lăsați-ne o sugestie, o impresie despre mașina asta și dacă ar trebui să mă completați cu ceva, hai să-i dăm drumul la treabă. Primul lucru care îmi place, garda la sol. Da, cu mașina asta cât am mers cu ea, n-am avut emoții unde o să o parchez. N-am avut nicio emoție. N-am lovit absolut nimica și m-am simțit de parcă că dacă e vreun drum forestier sau de câmp, pot să ies în siguranță cu mașina, nu o să mi se întâmple nimica. Al doilea lucru care mi-a plăcut și în același timp nu prea. Suspensia. Măi, extrem de confortabil în București, mai ales la cum se prezintă București acum. București este o mare groapă din punctul meu de vedere, este cel mai rău din ultimii ani. Dar trecând peste acest lucru, nici din greșeală dacă am dat într-o groapă, nu am simțit niciun moment că mașina asta s-ar putea rupe de la acea groapă. Sunt sigur că sunt gropi în București care ar putea rupe până și mașina asta, dar eu l-am dat într-una care să-mi creeze senzația că s-ar putea rupe. Și foarte confortabilă, s-a prezentat ok. Adică nu m-a durut spatele, direcția e ușoară, se conduce ușor. Mi-a plăcut treaba asta. Adică, pentru atunci când dai chef să ajungi doar de la A la B într-un confort minim, e ideal. Al treilea lucru care îmi place. Faptul că are 4x4. Dar, dacă mașina asta n-ar fi avut 4x4, sincer, nu știu dacă mi-ar fi plăcut așa de mult. Nu oferă extraordinar de multe, dar având acest 4x4, îți oferă îndeajuns. Deci e un big like. Încă un lucru care mi-a plăcut. Păi scaunele. Cu toate că nu sunt foarte bine profilate, nu sunt niște scaune sport, sunt niște scaune confortabile. Te ajută destul de mult dacă ai kilometri de făcut ori în oraș, ori în afara orașului. Și ultimul lucru care mi-a plăcut, și sincer, și eu m-am mirat de treaba asta din nou, a fost motorul. Păi motorul chiar își face treaba foarte bine, chiar și cu acest CVT. Are un sunet plăcut, este foarte responsiv. Nu ți-e frică să intri într-o depășire cu mașina asta? Da, corect. Consumă mai mult decât un 1.6 benzină, dar nu cu mult mai mult. Chiar am fost plăcut impresionat de motor și se potrivește bine caroseriei. Cam asta a fost cu lucrurile care mi-au plăcut la mașină. Acum, haide să vă spun ce nu mi-a plăcut la mașină. Primul aspect. Dar aici e vorba de subiectivism, așa că poate fi trecut cu vederea. Nu sunt mare fan al look-ului. Îmi place că arată un jipuleț înalt capabil, nu-mi place linia designului per total. 2. Direcția. Este ușor de folosit, foarte confortabilă, nu-ți transmite nimica. Nu mi-a plăcut acest lucru. Dar, din nou, dacă vrei doar să ajungi de la A la B, este foarte, foarte bună. Ce nu mi-a mai plăcut? CVT-ul. Cu toate că acesta este unul dintre cele mai ok Qashqai-uri cu CVT pe care l-am avut plăcerea să-l conduc, tot la fel nu mă convinge pe mine personal să vreau această cutie. E foarte confortabil în oraș, nu o simți cum lucrează, dar cam atât. Dacă vrei un pic de valență sportivă, nu ai absolut niciun feeling din partea ei. Dar fiind o mașină de 10 ani și cum se produceau atunci mașinile, materialele sunt foarte bine puse la punct și până și aici e soft touch, dar sunt materialele de acum 10 ani și nu sunt mare fan.
Deci aici tot la fel. Cam tot ceea ce nu mi-a plăcut la mașina asta sunt lucruri personale, subiective. Nu pot să spun că am vreo plângere vis-a-vis de ea din punct de vedere tehnic. Nu, tot ceea ce spun sunt lucruri și mofturi personale. Repet. Și un ultim lucru care nu mi-a plăcut este poziția de la pasager. Aș fi vrut să aibă și scaun de la pasager reglat și să-l las puțin mai jos, pentru că în momentul în care mă urc, mie mi se pare că stau efectiv mult prea sus. Da, dar în rest nu am ce să-i reproșez mașinii. Tot ceea ce am spus sunt lucruri care nu-mi plac mie, aș vrea să mă completați și voi, sau să mă contraziceți, sau să-mi punctați ceva ce ar fi mai trebuit să-mi placă sau să nu-mi placă la mașină. Un ultim lucru care nu mi-a plăcut, farurile pe halogen. Primul lucru pe care l-aș face, pe lângă că da, aș schimba farul ăsta care e clema ruptă, i-aș pune niște becuri pe LED. Și cam atât. Spuneți-mi voi în comentarii ce vă mai place sau nu vă mai place la mașina asta. Eu de multe ori îmi bazez părerile mele când în momentul în care fac un video tind să fie foarte, foarte subiective și îmi recunosc acest defect. Deci, dacă aveți cum să-mi dați peste nas, vă rog frumos, dați-mi în comentarii. Până data viitoare, nu uitați like, share, subscribe. Acesta este Cașcaiu și eu sunt Văru. Salve!